seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou, suntem în fața dumneavoastră cu o nouă ediție, cu o nouă emisiune și de asemenea cu un invitat deosebit, un prieten al emisiunii noastre, al Producens Media. De fapt, e o revenire în studioul nostru a domnului doctorand Alex Ivan, lider de tineret al Bisericii Creștine Pentecostale Betel din București și prezbiter în aceeași biserică. Alex, bine ai revenit! Bine v-am regăsit, Cătălin! Dumnezeu să vă binecuvinteze toată echipa Producens Media și pe toți ascultătorii canalului vostru. Alex, fii binecuvântat și tu și lucrarea pe care o faci. Abia aștept ziua în care în loc de doctorand voi zice doctor și în loc de prezbiter a zice păstor. Asta este o dorință mea în sensul că se leagă foarte mult cu lecția noastră de astăzi. Dacă am spune, emisiunea de astăzi ar putea fi considerată și o lecție pentru că ne-am propus împreună să discutăm despre statornicie și de lăsare în slujire. În credință, dar în mod special în slujire. Și de ce zic asta? Pentru că e o boală pe care o simțim cu toții la un moment dat, o afecțiune pe care fiecare om în lumea asta și în special fiecare creștin o are, mai ales cei implicați în slujire, ca la un moment dat să obosească entuziasmul, energia de la început, dorința aia de a face ceva pentru Domnul, mai scade. Dragostea uneori pentru a sta în slujba celorlalți se diminuează. Devii mai obosit, cauți mai mult confort. Așa că, știind chemarea ta și cunoscându-te foarte mult ca prieten, vreau ca lecția aceasta de astăzi, emisiunea din seara aceasta, să fie o încurajare și pentru tine, și pentru mine, și în special pentru toți cei care ne ascultă, pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de statornicie, avem nevoie de încurajare de a rămâne în slujba Domnului. Așa că parcursul acesta pe care l-am avut și tu de la început, să spunem învățăcel, da? Teolog tânăr, master, acum doctorant și viitor doctor, ca să termini lucrarea aceasta ai nevoie de statornicie. Oricând, motivele de lăsare sunt cu siguranță 1000, dacă luăm fiecare lucrare în parte, dar suntem chemați să fim statornici. Și asta vom vedea în seara aceasta. Când vorbim de lucrarea în biserică, la fel. Creștin, diacon, dacă vorbim de slujire, apoi prezbiter și slavă Domnului că lucrarea de păstorire merge mai departe. Și acolo Dumnezeu trebuie să desăvârșească lucrarea aceasta. Așa că iar avem nevoie de statornicie. Asta am spus doar așa cu privire la tine. Dacă vorbesc despre noi și seria aceasta de misiune este tot o demonstrație a statorniciei. Uneori e foarte dificil și vreau să înțeleagă și telespectatori că odată e greu de a filma, e greu de a găsi un invitat, e greu de a găsi o temă care să atragă interesul. Și fiindcă și tu și eu ne mai facem și alte lucruri pentru existența aceasta umană, trebuie să ne găsim un timp în care să stăm de vorbă, să filmăm, să renunțăm la poate alte priorități, la familie câteodată, la timpul de odină, să venim aici să stăm de vorbă și facem exercițiul ăsta cu drag, dar tot în dorința de a duce mai departe ceea ce Dumnezeu ne-a chemat până la ceea ce Dumnezeu ne-a chemat. Așa că, Alex, practic, vorbind despre de statornicie și de lăsare, este o lecție pentru mine în principal și apoi, cred că și pentru tine în seara asta. Da, Cătă, este un subiect deosebit de important și pentru generația mai experimentată, această statornicie este comună pentru că a trecut prin câteva experiențe care au format-o și astfel au reușit cei mai în vârstă să rămână focusați pe obiectivele pe care le-au primit, fie că spirituale sau de alte tipuri. Avem o problemă cu generația mai tânără. Statornicia este o stare de spirit în primul rând. O concentrare pe obiectivele pe care Dumnezeu ți le pune și trist este că nu prea mai găsim oameni dispuși să se aventureze în această cursă lungă. Tuturor le plac cursele scurte și o cursă scurtă creează entuziasm, te antrenează, te pasionează,
Dar odată cu, cu trecerea timpului se stinge din entuziasm, se stinge din pasiune, se stinge din, din râvnă și apar întrebările. E bine ce fac? Nu cumva m-am plafonat? Nu cumva nu mai este voia lui Dumnezeu? Deși în Sfânta Scriptură Domnul Iisus Hristos a spus o pildă foarte importantă și zice că atunci când va veni Fiul Omului, ar vrea să îi găsească pe oameni făcând lucrul încredințat lor. Nu lucrurile, lucrul încredințat lor. Cred că fiecare om are o chemare din partea lui Dumnezeu, o vocație pentru care trebuie să își dedice timpul, energia, toate resursele și să o facă cu credincioșie. Aș considera oportun în dialogul nostru să pornim de la cel mai important exemplu. Și atunci când am în minte statornicia, nu pot să nu-L aduc în discuție pe Domnul Iisus. El este suprem în exemplul pentru ce înseamnă statornicia omului în, în proiectul pe care l-are de făcut. Domnul Iisus, deși a mulțit pâinile și peștii, deși a vindecat bolnavi, deși a predicat maselor, spune Sfânta Scriptură, Apostol Pavel spune despre el, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Pentru Domnul Iisus Hristos, această vocație, această chemare pe care a urmat-o cu atâta credincioșie, chemarea lui a fost să ne mântuiască. Asta a fost scopul pentru care el s-a întrupat în lumea aceasta, să-i aducă pe oameni la o stare după voia lui Dumnezeu, să-i pună pe oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dar parcursul lui pământesc nu a fost unul presărat cu aplauze, ci dimpotrivă, foarte multă opoziție. Începând cu frații lui, în casa lui, începând cu cei din neamul lui, au zis, tu ești fiul tâmplarului, începând cu liderii religioși care nu puteau accepta o altă paradigmă. Nu există altceva decât Iahve, decât templu, decât legea, decât canoanele noastre. Ceea ce spunea noul învățător, Domnul Iisus Hristos, îi scotea dintr-o rutină cu care ei nu erau obișnuiți. Nu gândeau viața cu Dumnezeu altfel de Tora, altfel de sistemul iudaic. Dar Domnul Iisus Hristos, dincolo de toate aceste opresiuni pe care le-a îndurat, spune Sfânta Scriptură despre el că a disprețuit rușinea, a îndurat crucea. Deci viața fiecărui credincios ajunge într-un moment de cotitură. Când te întrebi, sunt pe drumul bun, mai are rost să merg înainte? Gândește-te că pe Domnul Iisus Hristos l-a tras de mânecă Petru și a zis să te ferească Dumnezeu să te duci la cruce. Cu bune intenții. Spiritul protectiv al lui Petru, rămâi cu noi. Cred că mântuirea omului se poate realiza și altfel decât în absența crucificării. Hai să găsim o altă variantă. Și Domnul Iisus i-a zis, înapoi a mea. Gândul tău este gândul oamenilor. Gândul lui Dumnezeu este ca prin statornicie eu să-mi duc obiectivul, să-mi duc misiunea la bun sfârșit. Și Domnul Iisus Hristos ne dovedește prin exemplul lui că poți să înduri, poți să-ți construiești viața sub voia lui Dumnezeu pentru a-ți atinge obiectivul pe care Dumnezeu ți-l pune. Eu chiar cred într-o vocație și într-o chemare, nu neapărat într-un destin pe care fiecare om îl are, dar eu cred că fiecare om are din partea lui Dumnezeu un plan. Dacă intră în voia lui Dumnezeu și acceptă voia lui Dumnezeu în viața lui, împreună cu Dumnezeu pot face oamenii lucruri extraordinare. Dar atunci când întâmpină în viață opoziție, păi, opoziția nu reprezintă absența voii lui Dumnezeu sau absența binecuvântării lui Dumnezeu, ci testele trebuie să valideze credința noastră, credincioșia noastră, râvna noastră. De cele mai multe ori avem nevoie din partea lui Dumnezeu și de aceste testări pentru a ne verifica dacă cumva drumul pe care mergem este cel drept, cel bun și nu am deviat în stânga sau în dreapta, dar privind la Domnul Iisus Hristos, cred că putem fi inspirați să ne ducem cu pasiune, să fim statornici în lucrarea pe care o avem de făcut, chiar dacă va trebui să suferim crucea, disprețul oamenilor. O să ajungem acolo, trebuie să ne ducem chemarea. Chemarea la suferință, în special, dacă... aș vrea să citesc din Dex, ce spune Dexul despre statornicie. Da. Nu știu cât de des se mai folosește așa în limbajul comun al oamenilor de, cuvântul statornicie, dar înseamnă fermitate, constanță, neclintire.
în păreri, în hotărâri, da, în acțiuni, în devotament, fidelitate, continuitate, durabilitate. Deci, practic, inclusiv dicționarul explicativ al limbii române vorbește despre o neclintire în a face, în a crede ceva la care ai fost chemat să faci. Da, sau să ți s-a arătat ceva, ți s-a descoperit ceva, ai înțeles ceva și trebuie să rămâi fidel la ceea ce ți s-a oferit. Deci e o chemare fără îndoială, fără să-ți mai pui întrebarea că e bine sau nu e bine. Deși vine în mod natural, intervine aici disciplina aceea în care zic trebuie să merg înainte. Orice s-ar întâmpla, asta e chemarea pe care trebuie să am. Când vorbim despre delăsarea Alex, aici este, să spunem, o parte a naturii noastre umane. Omul, și ai vorbit de generația tânără, când vorbim despre chemarea aceasta de a face ceva în special, de a sluji înaintea lui Dumnezeu, și a spus că oamenii în general preferă cursele scurte, da? Poate unele le pline de adrenalină, dar foarte scurte. Cursele acestea de lungă durată, cu răbdare, cu așteptare, cu disciplină, sunt de evitat. Nimeni nu vrea să stea prea mult să aștepte. Totul se vrea acum, dacă se poate, pe loc și să terminăm. Cred că prima provocare pe care o avem aici, și nu știu, corectează-mă dacă greșesc, este că unii așa la delăsare din primul minut, adică în momentul în care ai prezentat ceva, l-a invitat să facă ceva, mi-ai prezentat o oportunitate de a se implica în ceva, primul răspuns e nu. Sau nu acum. E adevărat? E adevărat. Am identificat mai multe cauze pentru care domină în viața oamenilor delăsarea. Și pentru, în opinia mea, una dintre aceste cauze ar fi confuzia între adevăratele valori și lucrurile care nu contează înaintea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu îi spune profetului Ieremia așa: dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Vei ajunge să-ți împlinești chemarea și să-ți împlinești destinul pe care îl am pentru tine, atâta vreme cât faci distinție între lucrurile care contează cu adevărat. Și din nefericire, generația contemporană se uită foarte mult la ce este uman, la ce e imediat. Așa a făcut și Dima. Spune Sfânta Scriptură, Pavel e decepționat în ultimul capitol din 2 Timotei, capitolul 4. Te-ai fi așteptat ca ieșirea lui din scena lumii să fie o ieșire în triumf. Deși el spune, mi-am isprăvit alergarea, mi-am isprăvit, mă așteaptă cununa, pentru mine urmarea lui Iisus Hristos a adus și beneficii și testări și încercări, dar, uite, mă așteaptă cununa. Dar zice Pavel în finalul capitolului, sunt niște oameni care m-au părăsit. Și unul din ei este Dima, care din dragoste pentru lumea de acum, adică pentru Apostolul Pavel, era important ca cei ce slujesc lui Dumnezeu să facă distinție între ce este valoare în lumea de acum și adevărata valoare din eternitate. Și Pavel zice, pe mine mă așteaptă cununa. Dima a vrut aici beneficiile pământești. Și atunci, în paradigma aceasta, omul contemporan, pentru că nu vede cu ochii credinței răsplătirea veșnică, trăiește în acum și aici. Totul trebuie să se consume aici. Dacă faci un bine, trebuie să fie răsplătit și trebuie să fie scos în evidență, pentru că nu mai face data viitoare. Pentru că el nu trăiește cu așteptarea unei răsplătiri ulterioare, ci el trăiește cu așteptarea unei răsplătiri imediate. Să fie văzut, să fie lăudat, dacă se poate, public, corect, da? Dar în opinia mea aici este un infantilism, pentru că ce se întâmplă? Am doi copilași mici, au nevoie de aprobarea mea pentru a face ulterior lucrurile pe care eu le recomand să le facă. Trăiesc cu validarea din partea mea. Dar odată cu maturitatea, trebuie să se obișnuiască și un credincios care a ajuns în ani de zile de umblare cu Iisus Hristos să facă distinție între ce este acum, ce este mirajul lumii acesteia, care în esență nu este nimic durabil și nimic care să împlinească nevoile noastre, și adevărata comoră, adevărata valoare, adevărata răsplătire
în eternitate. Pentru că, așa cum am spus de la început, suntem obișnuiți cu aceste curse scurte și cu recompense imediate. Și aceste recompense, dacă nu le primim, intrăm în depresie, ne supărăm, părăsim imediat pozițiile pe care Dumnezeu ni le oferă. Dar asta dovedește o lipsă de maturitate din punct de vedere spiritual. Tocmai de aceea Apostolul Pavel spune, mi-am dorit ca Dima să rămână lângă mine pentru că a văzut puterile vieții viitoare, a văzut autoritatea pe care Dumnezeu are, a văzut că viața de acum și aici este atât de scurtă încât încercările din timpul acesta nu merită să fie puse la oaltă cu slava viitoare. Tocmai de aceea cred că aici și rolul predicatorilor contemporani ar trebui să urmeze cursul acesta. Prea mulți vorbesc despre fi fericit aici, hai să fim o biserică împlinită aici, totul aici, 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 și nu mai construim în mintea și în sufletul oamenilor această așteptare că va fi o răsplătire veșnică, va fi o viață veșnică. Nu vorbim despre o viață într-un orizont de timp limitat, ci nu mai există timp acolo. Acolo trebuie să ajungi. Pavel chiar spune de nenumărate ori în epistolele lui, mă lupt și fac tot ce pot ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Acolo este scopul meu. Păi, cum să ajung acolo dacă mă dau bătut, renunț atât de ușor? Și nu numai în viața apostolului Pavel găsim aceste motive care conduc la adălăsare, dar uite, îți mai dau un motiv. Frica. Teama. Noi suntem într-o generație în care societatea veacului contemporan încearcă să inhibe biserica. Exact. Am citit un raport aseară, scris de unul dintre erudiții spațiului evanghelic, un om care a spus că în anul 2020, un raport al OSCE scoate în evidență faptul că din 57 de state din lume care promovau libertatea religioasă, în rândul acestor 57, chiar în poziție foarte înaltă, se află România, care în timpul pandemiei de COVID-19 a călcat efectiv în picioare libertatea religioasă. E adevărat. Și îți dau câteva exemple. Spunea domnul Cătălin, așa Cătălin este numele lui, Cătălin Raiu, a spus următorul lucru, foarte interesant. Au încercat să insufle teamă în rândul bolnavilor. Le-au interzis anumite drepturi în numele unei pandemii. Bun, nu neagă nimeni existența virusului, nu neagă nimeni atrocitățile pe care le-a comis acest virus. Dar atâta timp cât statul, nu vreau să vorbesc numai de statul român, dar în general statele au comis abuzuri în ce privește libertatea religioasă, pe bolnavi în primul rând i-a afectat. Doi, pe bătrâni, să nu mai iasă în anumite intervale orare. Copiii, acasă. Și creștinii. De ce? Sunt categoriile sociale care nu au răspuns prin protest și nesupunere socială. Și atunci, dacă insufli în rândul maselor această frică, poți să-i controlezi mai ușor. Și gândește-te că unul din împărații lui Israel, primul împărat de la care s-a așteptat viziune, ce a zis poporul? Nu-l mai vrem pe Samuel, dă-ne un împărat să intrăm în rândul lumii. Da? Asociem monarhia cu elitele politice ale contemporaneității. Cam asta au spus. Și plânge Samuel și zice, Doamne, uite ce-mi fac oamenii ăștia. Și Dumnezeu spune astfel, nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Pe mine. De fapt, Dumnezeu este scos din gândirea lui Israel. Dumnezeu gândește lucrurile ca următorul monarh să fie întruchiparea gloriei lui. Și el să devină un prototip al Domnului Iisus Hristos. Dar uite-l pe Saul. Prima lui misiune pe care Dumnezeu îi oferă este du-te și distruge tot ce este al lui Amalek. Și spune Sfânta Scriptură, nu o face. Și atunci când se justifică în fața lui Samuel, care vine și spune, pentru că ai nesocotit porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu rupe de la tine monarhia și o va da altuia care va fi fidel, va fi credincios, va fi statornic în ceea ce îi se va spune. În ce te privește pe tine, Dumnezeu te sancționează. Știi care este argumentul lui Saul? M-am temut de popor. Presiunea mediatică, presiunea mulțimii, pentru că cei mai mulți renunț și eu. Păi tocmai de asta ești pus în poziția aceasta, ca tu să fii un reper de ce înseamnă să nu renunți, de ce înseamnă să asculți de Dumnezeu, de ce înseamnă să asculți și să împlinești voia lui Dumnezeu chiar și atunci când mulțimea ți se opune, ca și în viața lui Iisus Hristos. Și gândește-te,
că ceea ce n-a reușit să facă Saul, a reușit David. Spune Sfânta Scriptură că sub exact aceeași presiune a mulțimii, de două ori în peșteră, spune Sfânta Scriptură, când cei mei fideli soldați lui au spus, uite-l, ți-l dă Dumnezeu în mână pe Saul, este voia lui Dumnezeu, mergi pe scurtătura aceasta și oprește pribegia când ne ajunge noi 600 de oameni împreună cu toate rudele noastre să pribegim cu tine. Ți l-a dat Dumnezeu în mână, este timpul să-ți faci dreptate. Și sub exact aceeași presiune a mulțimii și forța aceasta exercitată de oameni care vor revanșă, vor scurtarea pribegiei pe care... Vor rezultate imediate. Vor rezultatele imediate. Știi ce zice David? Nu. Și nu odată să zici că a fost un accident, ci de două ori. Și mie îmi spune aici un lucru important, Dumnezeu. Un caracter format astfel, în mod sistematic alege voia lui. Chiar dacă testul se repetă, chiar dacă probabil și David s-a săturat să tot fie urmărit, chiar așa spune, mai bine mă la filisten decât să nu mai urmărească omul ăsta, că numai rău îmi face, mi-e teamă să nu greșesc. Spune Sfânta Scriptură că David n-a dat voie mulțimii să-i definească convingerile. Și aici un lucru important. Cei mai mulți renunță și nu sunt statornici, nu sunt consecvenți cu principiile lor, cu convingerile lor, cu ceea ce s-a implementat prin cuvântul lui Dumnezeu. Un an de biserică în viața lor nu mai sunt consecvenți. De ce? Mulțimea se schimbă. Păi dacă mulțimea se schimbă, ne schimbăm. Nu, noi suntem lumina. Mergem acolo, că acolo merg toți. Gata. Renunțăm la principii, renunțăm la învățătură. Defrișăm tot. Distrugem tot. De ce? Cei mai mulți o fac. Dar rolul bisericii spus de Iisus Hristos este acesta. Fii o cetate așezată pe un munte înalt. Fii reperul pentru societatea aceasta. Dacă cei mai mulți, spune Pavel, aleargă la același potop de desfrâu și chiar Petru spune și confirmă lucrul, cei mai mulți se duc acolo. Voi dovediți statornicie în ce privește o viață neprihănită. Pentru că făcând astfel, oamenii văd că există o alternativă. Tocmai de aceea oamenii se uită foarte atent la biserică. Și biserica, inclusiv în pandemie, inclusiv după pandemie, în acest context al războiului din apropierea României, biserica trebuie să nu-și abandoneze vocația. Iar noi nu avem voie să renunțăm la valorile noastre, la învățătura noastră, la cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Pentru că toată generația se strică, asta nu înseamnă că și biserica trebuie să-și distrugă crezul. Și aș vrea să-ți dau un exemplu. Te rog. Uite, Cătălin, pentru că s-au mulțit divorțurile în biserică, se propune reformă. Și reforma nu presupune, hai să învățăm pe oameni că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, ci pentru că s-au mulțit atâtea cazuri, haide să tolerăm, pentru că nimeni nu cunoaște de fapt adâncimile și gravitatea problemei și găsim tot soiul de argumente numai pentru a-i mai ține pe oameni în biserică. Pentru că cei mai mulți ajung în aceste catastrofe, din păcate. Familia este foarte vulnerabilă. Dar și pentru că în familie nu au plecat cu gândul acesta al unei curse lungi, ci conveniență, supărări foarte ușoare, superficialitate, mai multe lucruri, din păcate se ajunge aici. Dar o familie care își așează pilonii existenței pe cuvânt, nu pe psihiatrie, nu pe psihologie, nu pe elemente de self-improvement, nu cred în ele. Eu cred că o familie care își așează viața pe cuvântul lui Dumnezeu nu ajunge rău. Și sunt exemple câte vrem. Dar o familie care pornește în construcția acestui edificiu pe nisip, clar că o să se ducă în aceste ape învolburate și într-un final să se distrugă. Dar reforma ar trebui să pornească, în opinia mea, de la acest punct. Noi trebuie să-l schimbăm pe om ca să rămână în biserică. Nu să schimbăm învățătura bisericii ca prin toleranță omul să mai rămână în biserică. Pentru că dacă biserica nu este consecventă și dacă biserica nu este statornică cu învățătura ei și renunță la idealul pe care Dumnezeu i l-a fixat, și nu este un ideal pe care biserica să-l poată trăi cu puterile ei, ci prin Duhul Sfânt, cu ajutor de la Duhul Sfânt, cu suportul Sfintei Scripturi, cu suportul spiritual pe care Dumnezeu îl oferă, biserica poate fi lumina lumii, dar nu are voie să-și altereze mesajul, nu are voie să-și altereze convingerile, doar pentru că cei mai mulți din rândurile bisericii ajung în niște tragedii. Pentru că o luăm altfel. Ajung astfel în... uite, din nefericire, când am fost în Germania acum, cred că să fie vreo 3 ani de zile,
pe fațada unei biserici luterane în Trossingen a fost arborat steagul LGBT. Pentru că clerul din biserica luterană și-a cerut scuze pentru că a condamnat păcatul. Ce paradox, ce ipocrizie! Spre asta se îndreaptă societatea veacului contemporan. Să ne cerem scuze pentru că avem adevărul lui Dumnezeu. Să ne cerem scuze pentru că am ajuns să credem ce spune Dumnezeu. Să ne cerem scuze pentru că suntem statornici. Și nu mulți vor rămâne pe calea lui Dumnezeu. Deci niște oameni care oarecum la un moment dat în viață au avut un început bun, da, au luat atât de razna astfel încât au trecut pe partea cealaltă. Din punct de vedere al învățăturii creștine. Și ei devin apostolii unor sisteme greșite. Ba mai mult, deci sunt niște repere greșite. Asta e dureros, pentru că ceea ce ar trebui să fie lumină, de fapt, devine întuneric. Da. Din nefericire. Și atunci, cum stai în voia lui Dumnezeu? Uite, statornicia în cuvânt. Hai să-ți citesc. Care este scopul bisericii pentru mine? Scopul bisericii, ce Pavel 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Dar dacă voi zăbovi, fii statornic. Pavel îi spune lui Timotei, dacă zăbovesc, dacă Dumnezeu întârzie... Îți schimbă planul. Nu că schimbă planul, durează mai mult decât ai anticipat-o. Ceasul tău nu se potrivește cu ceasul lui Dumnezeu. La Dumnezeu timpul este diferit. El nu este în timp și spațiu, în afara timpului și a spațiului. Dar zice așa Pavel, dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. Deci biserica este a Dumnezeului celui viu. Noi nu slujim un Dumnezeu mort. Biserica, dincolo de confesiunile religioase care își dispută supremația și își dispută influența în lumea întreagă, biserica este a Dumnezeului celui viu. 2. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Dacă în gândirea noastră a credincioșilor, noi, biserica care reprezentăm trupul lui Hristos, ne așezăm viața pe această temelie și stâlpul rămâne Iisus Hristos și biserica rămâne a lui Iisus Hristos, poate să zbiere toată lumea. Poate să se răstoarne toate valorile lumii și biserica va rămâne în picioare. Uite un exemplu și cu asta aș vrea să închei partea aceasta. O doamnă, cadru didactic, a venit și a spus așa, pentru ce să, la final de an, să creăm această fisură în gândirea copiilor, că pe unii îi răsplătim, unora le dăm premii, și altora nu le mai dăm premii. Nu, îi discriminăm. Deci nu contează cât înveți, nu contează cât te pregătești, contează tot să fii o apă și un pământ. Păi este gând comunist. Numai comunismul venea și ceva, nu, egalizăm. Egalizăm totul, radem totul. Dar egalizăm la negativ, nu la pozitiv. Corect. Dar ce vine și zice? Dom'le, hai să distrugem răsplătirea omului care muncește doar ca să nu se simtă vinovat cel care nu muncește, nu învață. Ia exemplul ei și pune-l în biserică. Același lucru. Da, dom'le, toți suntem păcătoși. Dom'le, nu e treaba ta să judeci, nu e treaba ta să spui ce e bine și... Nu e treaba mea, e treaba lui Dumnezeu. Și ca slujitor al lui Dumnezeu, noi trebuie să spunem adevărul. Costă, doare... Numai așa se poate vindeca o societate și numai așa se poate vindeca inclusiv o biserică, dacă are acces la cuvânt. Dar dacă noi începem și devalorizăm și zicem, domnule, nu contează, trăiești oricum, nu contează că nu înveți, la final de an toți veți fi premiați. Păi atunci creezi monstruozități în gândirea oamenilor și astfel ai ajuns nu la delăsare, ajung la un abandon total. Absolut, practic. Ieșirea din voia lui Dumnezeu total. Deci, a zice că e critic ceea ce ai zis tu, Alex, pentru că toate celelalte aspecte ale delăsării își au originea în delăsarea față de Cuvântul lui Dumnezeu. Corect. În momentul în care consider Cuvântul lui Dumnezeu opțional, chemare, mântuire, dragoste, fac, nu fac, o fi, nu o fi, bărbat, o femeie, poate, din momentul acela, în momentul în care ai relativizat, ai aplatizat totul, Cuvântul lui Dumnezeu nu mai are aceeași putere pe care a lăsat-o Dumnezeu, după aia orice se poate face, orice Corect. Se poate crede și chiar nu mai are importanță. Deci, e foarte important partea asta cu a rămâne statornic în învățătura sănătoasă. E critic, altfel totul se duce de rupă. Corect. Din nou, dar se practică, se practică. Îndulcirea aceasta a Cuvântului Dumnezeu, nu în sensul că el
Când cuvântul Vărul Dumnezeu este tăioasă, doare uneori, dar e sănătoasă, vindecă. Dumnezeu, unde a tăiat Dumnezeu cu cuvântul, da? Unde Dumnezeu a operat la inimă, ăla sigur se vindecă. El face rana și tot el o vindecă. Asta spune cuvântul. În momentul în care tu doar așa o încerci să o, să o, să o mângâi, să o încălzești așa, să iei cuvântul Dumnezeu și să dai o spoială de, de predică sau știu de cuvânt, să, să-i motivezi pe oameni, să faci un fel de PR așa, da? În fața, cu Biblia în mână, bineînțeles, în fața adunării și să ai grijă să nu superi pe oamenii care poate finanțează, să nu-i superi pe familia nu știu care, că și ei sunt importanți, știi că se practică. Să încerc să-i atrag pe oameni că la noi totul e ok și se acceptă, nu contează, nimeni nu mai e tras la răspundere, nu mai există disciplină, nu mai vorbesc. Asta cu disciplina bisericească mi se pare ceva din alte secole. Da, pentru că atunci când vii unul să-i spui, domnule, vei suporta consecințele pentru păcatul tău, știi ce-ți va spune? Ce ești tu să mă judeci? Mă duc în altă parte. Mă duc în altă parte, am opțiuni. Opțiuni pe masă deschise pentru orice Păcat că exact uneltele acestea care se găsesc în Sfânta Scriptură și sunt medicamentele lui Dumnezeu, sunt puse deoparte și adeverit, inclusiv predicarea care trebuie să fie sănătoasă, trebuie să fie din cuvânt, din Biblie și care, cum să spun, trebuie să-l scoate pe om din moarte la viață, că asta e. Aș vrea să spun o convingere la care am ajuns și nu vreau să fiu privit ca radical și nu vreau să fiu privit ca ușor îngust, dar din Vechiul Testament și până în Noul Testament, inclusiv în Apocalipsa, am următoarea declarație pe care Dumnezeu o face. Rămășița va fi mântuită. Noi trăim într-un context religios foarte relaxant și mi-e teamă că oamenii nu trăiesc creștinismul autentic. Cei mai mulți oameni nu trăiesc creștinismul autentic. Având o formă de evlavie, nu acceptă disciplinarea și nu acceptă nici măcar statornicia. Forma de evlavie pentru curse scurte. Exact. Disciplina ca ucenicie. Vezi, Domnul Iisus Hristos zice, duceți-vă în toată lumea și faceți din toate națiunile ce? Ucenici. Nu milionari în euro. Ucenici. Pentru că dacă faci ucenici din ei, vor rămâne. Pentru că un ucenic în constituția lui internă are statornicia, coloană vertebrală. El știe că trebuie să rămână alături de învățătorul lui într-un mod permanent. Dar, atenție, în Noul Testament predomină acest gând, rămășița va fi mântuită. Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Și spun lucrul acesta, poate reușim să atingem conștiințele oamenilor, conștiințele celor ce ne ascultă, să ne evaluăm relația cu Dumnezeu. Pentru că forma de evlavie așa construiește în inima și în viața noastră imaginea că suntem pe o cale bună. Dacă ne-am depărtat de cuvânt și nu mai este cuvântul lui Dumnezeu baza vieții noastre, toate spoelele astea, brizurile și luminițele astea, exact, unui creștinism atât de relaxant, atrăgător, pe mine mă lasă rece și ca slujitor al lui Dumnezeu am datoria față de mine, în primul rând, față de casa mea și față de cei care sunt în zona mea de slujire. Am responsabilitatea și chemarea din partea lui Dumnezeu să le spun adevărul. Vezi, Domnul Iisus Hristos se întoarce spre mulțimile care vin după El și spune, dacă nu vă veți lua crucea în fiecare zi și dacă nu vă veți răstigni felul de șer de viețuie, nu veți cunoaște împărăția cerurilor. Astăzi, pentru a fi bisericile pline, se propovăduiește o evanghelie diluată, o evanghelie care trebuie să fie comodă, nu contează cum trăiești. Toți vom fi mântuiți. Asta spun cei mai mulți. Nu contează că ai divorțat de 5 ori. Vei fi mântuit. Nu e treaba mea să judec. Nu cred că am autoritate înaintea lui Dumnezeu să spun ăsta intră în rai, ăsta nu intră în rai. Dar am autoritatea din partea lui Dumnezeu să spun, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Dumnezeu urăște despre cele căsătorie. Până să se ajungă în aceste tragedii, trebuie să se vină la discuții, să vină la consiliere. Și apoi noi trebuie să educăm generația aceasta, biserica de astăzi, să înțeleagă că Dumnezeu nu s-a schimbat.
Principiile lui Dumnezeu nu s-au schimbat. Voia lui Dumnezeu este aceeași. Și așteptarea lui Dumnezeu pentru biserica a rămas aceeași. Nu contează contextul în care ne desfășurăm viața. Gândește-te că biserica de-a lungul secolului a trecut prin prigoană, prin foamete, prin mari cuceriri, prin influență politică, prin influență religioasă. E că au ajuns biserica în general, nu vorbim de conflict, dar a ajuns biserica să treacă prin mai multe etape, mai multe situații, mai multe contexte. Dar biserica nu trebuie să-și abandoneze crezul. Și în generația în care noi trăim aici, insist cu chestia asta, nu poți fi statornic dacă nu ți-ai așezat viața pe această carte. Foarte important, de asta am și insistat pe statornicia în cuvânt, statornicia în învățătură, pentru că dacă aici falimentăm, restul sunt așa, cum să spun, lupte pierdute. Ce să mai vorbim despre statornicia în suferință? În prigoană? Încă n-am ajuns la faza asta. Ai citat din Cătălin Raiu, care zicea într-adevăr, și a zis-o și la noi într-o emisiune, că România a fost printre primele, chiar în top, dintre țările care au încălcat libertatea religioasă în pandemie. Și, deși a fost așa cum a fost, iată că și pandemia, la nivelul la care a fost, în care nu s-a mai putut merge la biserică o perioadă, n-a spune că a fost o prigoană, dar nu putem spune treaba aceasta, a fost o limitare, dar și așa, la o fază, să spunem, minimă, după pandemie, oamenii n-au mai venit. Încă au găsit motive. Adevărat. Deci, n-am spus, nu a venit nimeni să spună sabia la gât, să spună dacă te mai duci, îți pierzi viața. N-a dărâmat nimeni nicio biserică. Nu ți s-a oprit, să spunem așa, dreptul de a mânca, de a merge la doctor. Deci, pur și simplu, în calitate de creștin, da? Vorbim de perioada creștină. N-a vorbit de persecuție. Și totuși s-a renunțat atât de... Da, și oamenii, la nivelul ăsta de... Deci, un test mic de statornicie a fost picat de mulți. Acum vorbim în timpul în care nu mai suntem. Într-adevăr, suntem într-o stare de război, dar încă nu cade nicio rachetă pe nicio biserică din România. Dar sunt oameni care tot așa s-au obișnuit repede să nu mai vină. Crezi? Cred. Și văd, cunosc, experimentez. Văd oameni care... Deci ce să mai spun de asta? Deci n-am avut parte de gen de suferință. O serioadă de restricții. Dar ce să mai vorbim, Alex, când putem zic că când va veni prigoana în care dacă vei merge, vei păți, vi se va lua, vi se va da? E pregătită biserica? E statornică biserica? Cum poate fi statornică biserica? Cum? Dacă nu ne vom sprijini pe cuvânt, eșuăm. Cuvânt. Și vei spune, păi da, asta ni se spune de ani de zile. Așa și spune Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este stâlpul vieții de credință. Și dacă acest cuvânt rămâne în mărturisirile noastre de credință, în învățătura de la anvoanele bisericii, se predică cuvânt, nu povești, nu manipulări, nu vise avute de oameni care mai mult visează decât dorm noaptea, nu păreri, nu opinii, cuvânt. Dacă se dă generației acestea cuvânt, cuvântul are autoritatea să oprească alterarea lumii acestea. Și mai mult decât atât, cuvântul lui Dumnezeu ține conștiința bisericii trează. Și atunci biserica care are cuvânt este o biserică care poate să îndure persecuția, poate să îndure opoziția. Cum spui tu, poate să îndure mai mult decât stai acasă că iei virusul. Poate să îndure nespus mai mult. Și să dovedească prin viața ei, prin ascultarea ei, credincioșie față de Domnul. Noi suntem o generație care renunțăm foarte ușor. Adică e atât de comod să vii acum la biserică. Nu te oprește nimeni. Și totuși oamenii preferă să rămână în fața camerelor de la vedere. Aș vrea să spun aici că un lucru care m-a îngrijorat și spun lucrul acesta, tot așa, nu vreau să... Deci orice asemănare cu realitatea este pur și simplu în scop educațional. Uite, eu văd că filmatul în bisericile evanghelice a adus, o pun altfel, transmisia live a bisericilor evanghelice, a slujbelor religioase, a golit de evlavie. Cei mai mulți oameni, în primul rând, a născut sedentarism spiritual. Cei mai mulți stau acasă și zic, mă uit acolo, nu-mi place, schimb dintr-o telecomandă și mai trebuie să mă duc cu mașina, din telecomandă sau
dublu click și stă în ce biserică vreau, de pe fața pământului ascult închinarea dintr-o parte, predica dintr-o parte și îmi dau și eu zecioala sau poate contribuția în altă parte. Deci lucrurile sunt simplificate. Dar pentru cei care slujesc în biserică, filmările acestea slujbelor religioase, unul a născut competiție între biserici? A devalorizat adevărata închinare, în opinia mea. Nu trebuie să fie ca mine. Îmi exprim un punct de vedere ca un cetățean într-o țară democratică. E punctul meu de vedere. Adică chiar păstori care stau în fața camerelor de luat vederi pentru a fi corecți din punct de vedere politic se feresc să mai spună uite ce e bine și ce nu este bine. Dar să nu uităm că mesajul bisericii n-are voie să fie diluat. Și doar pentru a avea un bazin mai mare a celor ce te susțin sau followers, oamenilor care te urmează, oamenilor care te iubesc, ești dispus să-ți compromiți identitatea și mesajul, lucrul acesta într-o zi să se întoarcă împotriva noastră. Știi, Alex, mai rea ca cenzura, știi ce este? Autocenzura. Mai rea ca cenzura pe care unii oameni au trăit-o în vremea comunismului, vorbim de creștinii mai în vârstă, care nu aveau nici păstori, trebuiau să aleagă cuvintele cu grijă, să nu vorbească împotriva partidului, să nu încurajeze, știu eu, imperialismul venit din Statele Unite, da? Da, da. Era o cenzură. Și unii care trimiteau predicile sau, știu eu, textele erau verificate. Acum, în perioada aceasta a postmodernismului, noi trăim autocenzura, în care, de dragul de a fi corect politic, de a nu supăra. Eu care își vorbesc în dreptul meu, care sunt obișnuit cu camera video, care fac asta săptămânal, și am momente în care nu mă simt confortabil în momentul în care sunt în față într-o biserică și am un cuvânt și știu că va deranja și atunci mă autocenzurez, pentru că deși poate biserica simt că trebuie să zic pentru cei prezenți în sală, nu știu cum va fi primit de cei care sunt poate la distanță, nu știu dacă chiar li se potrivește, dar e cuvântul lui Dumnezeu și ar trebui să se potrivească omului cândva, sau chiar oricum ar fi, chiar dacă doare, trebuie să-i potrivi. Și atunci încerc să-mi aleg cuvintele, sau spune eu, nu spune că sunt două predici diferite, dar sunt două moduri de a mă exprima diferite, dacă sunt, știu că e filmat sau nu e filmat. Nu e, aș spune că nu e nici ipocrizie, nici fariseism, dar e o grijă atentă, adică mă autocenzurez astfel încât poate predica mea va fi ascultată peste o săptămână, nu, pentru o lună, peste un an. Și ni s-a întâmplat nouă, ni s-a întâmplat foarte mult astfel încât ceea ce era valabil și era corect politic acum 3-4 ani, să fim sancționați de către YouTube, îți dau un exemplu, pentru ceea ce reprezintă astăzi aceeași informație. Pentru că între timp s-au mai schimbat, s-a reinterpretat, știți că corectarea politică nu are de-a face numai cu prezentul și viitorul. Are prezentul și cu trecutul. Se reinterpretează trecutul. Evenimentul din trecut, într-un fel, poate să fie prezentat de istorie acum, peste 20 de ani, dar putea să fie invers. De acord cu tine. Și atunci, trebuie să vorbești oarecum așa, independent. Și e imposibil cu cuvântul Dumnezeu. Și cum conciliezi mesajul lui Iisus Hristos? Nu aruncați mărgăritarul înaintea porcilor. Ce face o biserică care, pur și simplu, public, live, practic toate învățăturile ei pot digera mesajul acesta oamenii care stau sideri. Nu. Deci, și atunci, noi nu mai învățăm pe oameni, poate accentele noastre confesionale, doctrinele noastre de bază, în funcție de mișcarea pe care o reprezentăm. Dar pentru a fi universaliști, nu mai punem accentul pe ce ne reprezintă? Și atunci, cum conciliem lucrul ăsta? Încurajăm o generație de creștini flotanți. Așa. Exact, e descris foarte bine. Chiar într-o duminică dimineață, ascultă două, trei cântări închinarea, că îi place la nu știu cine, și predică, cine predică cu tare? Deschid, nu e la care îmi place, mă duc la altcineva. Și tot așa, deci practic, dacă îl întrebi, e tip fast food, da? Și asta o face. Și chiar dacă ajunge să ajungă într-o biserică în carne și oase, da, se duce la predică, deja nu va mai valoriza, nu va mai beneficia de calitatea și de prezența a închinării. Că până la urmă, noi suntem adunarea celor strânși. Nu se compară închinarea într-o biserică reală cu una virtuală. Dar vreau să spun că noi încurajăm, tot din dragul acesta de a crește. Și până la urmă, Alex, a fi statornic în ziua de astăzi, eu cred că nu mai e la modă. Deși e corect și asta încercăm și asta am demonstrat în seara aceasta, că
Trebuie, e obligatoriu să facem asta. La modă este să renunți, să te dai după context, după finanțatori, da? Deci, îți pierzi libertatea. Tu, ca predicator, ți-ai pierdut chemarea pe care te-a dat. Deci, un păstor, un slujitor, hai să vorbim în general, tot slujitorii, un slujitor nestatornic este un slujitor care își ignoră chemarea de la Dumnezeu, aceea de a arăta pe Domnul, că se spune, Domnule, da, ai vrea să vedem pe Iisus. Dar, cătă, uite, modelul nostru ca biserică nu este biserica din veacul 15, 16, 18. Biserica model pentru noi este biserica primară. Și slujitorii bisericii primare s-au adresat într-un context mai dificil decât al nostru. Să te fi dus în Israel să spui că mântuirea a venit de la Dumnezeu nu prin templu și lege, ci prin Fiul lui Dumnezeu, printr-un om în gândirea lor, nu Dumnezeu om, a născut mari controverse. Și gândește-te că prețul pe care l-au plătit apostolii a fost un preț aspru, dar Evanghelia a fost propovăduită. Cum va ajunge generația viitoare să creadă adevărul lui Dumnezeu dacă noi de astăzi, doar pentru a fi în această corectitudine, renunțăm de la adevărul? Popular, de a fi vizibil, de a fi cunoscut, de a fi invitat, știi cum e? Așa au spus, uite, spre exemplu, despre anabaptiștii secolului XVI, că au fost radicali. Luther, Calvin, Zwingli și urmașii lor, exact. Brullinger, Beza și așa mai departe, propovăduiau botezul copiilor mici. Astfel, toată societatea trebuia să fie creștină. Și a venit anabaptiștii, un grup de inițiativă, de teologi în formare în jurul lui Zwingli și au zis, cum poruncește Dumnezeu? Botezul să fie aplicat celor ce mărturisesc cu gura lor credința în Iisus Hristos. Și știi cum i-au numit? Radicali. I-au prigonit, i-au unecat, i-au asasinat. Și au zis, mesajul lor este radical. Da, dar mesajul lor a contribuit la formarea mișcării evanghelice de astăzi. Exact. Toți cei care botează copiii au rămas cu aceeași învățătură, dar cei care promovează botezul credinței creștine au format noi mișcări evanghelice care au astăzi impact în lume. De ce? Păi în secolul XVI, nu mai târziu, în secolul XVI, o mișcare atât de apostrofată și atât de brutalizată într-o generație în care libertatea de conștiință și libertatea religioasă era călcată în picioare la propriu, inclusiv de verișorilor protestanți, exact, care au zis, nu acceptăm așa ceva. Dar uite, un exemplu din istorie. Anabaptiștii au zis, domnule, ne faceți radicali? Deși unii din ei chiar au fost radicali, dar în general mișcarea anabaptistă a fost fragmentată în mai multe grupări, dar radicalii și-au primit pedeapsa, dar cei care au avut cuvântul acesta pe care chiar protestanții numeau radical, cuvântul acesta a supraviețuit. Mișcarea baptistă, mișcarea penticostală, mișcările carismatice, toate mișcările de reînnoire spirituală, cu impact în lume, mișcarea de trezire a lui John Wesley, mișcarea pietiștilor germani în secolul XVIII, toate și-au rădăcina în curajul acestor ucenici. Și ce au făcut? Au pus mâna pe Biblie și au zis, dacă Dumnezeu spune așa, de ce vine statul să ne spună că trebuie să trăim altfel? Dacă statul zice că noi suntem, nouă ni se respectă libertatea de conștiință, păi lăsați-ne să trăim așa cum spune Dumnezeu. Nu trebuie să fim de acord unii cu alții, dar trebuie să ne respectăm unii pe alții. Și biserica de astăzi, chiar dacă nu va fi de acord cu aceste practici, va respecta opinia tuturor celor cu care intră în dialog, dar biserica nu are voie, de dragul intrării într-o horă a influenței sociale, să renunțe la mesaj. A renunța la mesaj nu mai poate fi biserica lui Iisus Hristos, în opinia mea. Poate fi asociație religioasă, poate fi formatoare de opinie religioasă, poate fi orice. Biserica lui Iisus Hristos are Biblia și predică Biblia, în opinia mea. Slavă Domnului! Alex, dau o veste, să spun, neplăcută. Suntem la finalul emisiunii. Vreau să spun că cred că am mai fi putut discuta despre statornicie, ceea ce vreau să tragem așa ca o concluzie generală, că la baza statorniciei duhovnicești stă statornicia în cuvântul lui Dumnezeu, în chemarea lui Dumnezeu. Amin. Restul vin de la sine, dacă cumva am deraiat de la cuvântul lui Dumnezeu, restul, cum să spun, sunt doar o chestie de timp în care toate vor tăbărâ pe noi și ne vom depărta cât mai departe. Așa că îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta la această discuție
cu o temă foarte, să spunem, provocatoare în vremurile de astăzi. Ne dădea Domnul puterea iară să rămânem statornici, să rămânem cuvântul lui Dumnezeu și să rămânem în voia Lui. Asta îți doresc ție și de asemenea îmi doresc mie și echipei Producens Media. Mulțumesc, Cătălin, pentru invitație. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Voi să fiți oamenii care promovați în mediul online adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu pe mai departe. Dumnezeu să vă protejeze, Dumnezeu să vă echipeze, să poarte de grijă nevoilor voastre. Pentru toți ascultătorii Producens Media, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să fie oameni statornici în credință, statornici în învățătura pe care au primit-o și când va veni Iisus, ne va răsplăti această statornicie. Slavă Domnului, așa să ne ajute Dumnezeu. Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru seara aceasta, vă mulțumesc că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!